În fiecare zi, natura ne oferă frumusețe. Din gospodăria de la țară vă spun bună dimineața! Ca să fim în ton cu această zi superbă de primăvară, vă invit în bucătărie pentru a pregăti împreună o mâncărică de spanac cu usturoi și ouă ochiuri. Nu mai pierdem timpul, așa că am cules repede din congelator două punguțe cu spanac, apoi am curățat usturoiul și ceapa. Stocăm ceapa mărunt și la fel vom proceda și cu usturoiul. După ce am terminat de tocat, punem ulei de floarea soarelui într-un vas și îl lăsăm ca să se încingă puțin. Pentru început adăugăm usturoiul, pe care îl vom căli maxim 30 de secunde, iar apoi punem ceapa. Ceapa o călim la foc potrivit, aproximativ 10 minute, doar atât cât să se înmoaie puțin. Când ceapa s-a muiat suficient, adăugăm bulionul și amestecăm foarte bine. După 2 minute, adăugăm și spanacul congelat, amestecăm ușor până se dezgheață. După ce frunzele de spanac s-au desprins suficient de bine, adăugăm apă caldă. Până aici toate bune și frumoase, mai avem doar de adăugat sarea și apoi lăsăm mâncărica să fiarbă liniștită pentru o oră și ceva. După o oră și 20 de minute, mâncărica este gata, am oprit focul, am lăsat-o să scadă, astfel încât să rămână și puțin sos. În timp ce mâncărica de spanac se liniștește puțin, pregătim ouăle ochiuri. Înainte de a pune masa, mai adunăm și câteva fire de usturoi verde, care merg foarte, foarte bine cu acest preparat. Mâncărica de spanac cu ouă ochiuri este un preparat adorat chiar din copilărie. Dacă țineți minte, vestitul personaj, Papai, care era plin de mușchi și părinții noștri ne spuneau la fel, mâncați spanac că o să aveți și voi mușchi. Mușchi a făcut doar Papai marinarul, dar noi mai puțin, însă spanacul cu ouă ochiuri a rămas una dintre mâncărurile preferate. Preparatul de astăzi este gata pentru servit,
Dacă ați gătit împreună cu noi, vă dorim poftă bună! Mulțumim pentru vizionare și să aveți o primăvară minunată!